În ultima conferință de presă, primarul Romanului, domnul Lucian Micu, a prezentat, printre altele, intenția administrației de a instala un semafor inteligent și a amenaja o trecere pentru pietoni în zona banzinului de not de pe bulevardul Roman Mușat. Justificarea pentru această acțiune ar fi o solicitare a Poliției Naționale, care vrea să prevină posibile accidente din cauza vitezei mari cu care se circulă pe respectiva porțiune. Cum, fără îndoială, ați constatat și dumneavoastră, nu poți parcurge cu mașina zona dintre Cimitir și Doi Măgari fără să nu trebuiască să circuli cu maxim 10 km pe oră din cauza mașinilor de școală care folosesc cu predilecție parcă această arteră și din cauza că benzile laterale sunt ocupate de mașini parcate. E în vigoare de mai mulți ani o hotărâre de Consiliul Local care stabilește traseele și intervalele orare interzise mașinilor de școală. Încercând să facem această observație în conferința de presă, am constatat că nu numai semaforul de care este vorba este inteligent. În legătură cu semaforul inteligent de la bazinul de limot, este necesar, era mai ales... Asta se va studia la Comisia de Circulație. Pe vremea când erau meciuri de handbal... Dar nu plecați numai de la primiza asta. Avem competiții sportive la bazinul de not. Păi nu, dar știu că duceți într-o direcție unde nu e ok. Pentru că în continuare sunt competiții și la sala sporturilor, dar și la bazinul de not. Într-adevăr, există un anumit segment orar și acesta este între orele 7 și 9 dimineața și respectiv 12 și 14 la prânz, când au interzis în zonele centrale ale orașului, iar bulevardul Roman Mușat, acest segment, nu face parte din zona de interdicție. Așadar, pe bulevardul pe care se merge la Cimitir, dar și la Mol, bulevard cu două benzi de circulație pe sens foarte intens circulat, nu este interzis accesul mașinilor de școală. Asta ca să știm. Să mai pomenim de străzile Cuza Vodă, Bogdan Dragoș, care sunt înguste și pe care circulă nestingherite mașini de școală la orice oră, ar fi deprisos.